Naționala feminină de handbal România a efectuat săptămâna trecută primul stagiu de pregătire din acest an. În cele 4 zile de cantonament, tricolorele au disputat 2 jocuri, unul în compania multinaționale echipe campioane CSEOL Chim Râmnicu-Vâlcea și una în fața echipei SCM Craiova. În ciuda diferenței mari de pe tabela de scor din jocul cu echipa campioană a României, CSEOL Chim s-a impus cu 37-22. Selecționerul s-a declarat oarecum mulțumit de rezultat și a vorbit despre plusurile și minusurile stagiului de pregătire de la Râmnicu-Vâlcea, stagiul la care au fost prezente și 3 jucătoare din lotul echipei Handball Club Zalău, Mihaela Mureșan, Crina Pinda și Roxana Varga. Aveam prevăzut 3 zile de pregătire cu 2 meciuri cu Olchimu. Ulterior, Olchimu a renunțat la un joc, invocând jucătoare accidentate. Am înlocuit Olchimu cu Craiova. Am avut 20 de jucătoare convocate, 2 nu s-au prezentat fiind accidentate, Bădineanu și Geiger au fost la centru de medicină sportivă și au avut scutire. Deci cu cele 18 jucătoare care au fost pentru prima dată în formula respectivă s-au adunat. După 3 antrenamente am jucat un meci cu o selecționată europeană practic, cu jucătoare campioane europene, vicecampioane olimpice și așa mai departe și care să pregătesc de șapte luni de zile împreună, din luna iulie. E normal că în aceste condiții jocul a devenit foarte greu, în condițiile în care s-a luat hotărârea în ultima zi de a se și televiza. Programul de pregătire așadar nu și-a atins scopul din punctul nostru de vedere total, poate 50-60%, întrucât noi ne-am dorit 3 reprize de 25 de minute cu întreruperi pentru corecturi și de o parte și de alta, dar s-a invocat dreptul televiziunii de care plătește de a lua acest joc. Așa cum am mai spus, după jocurile de la Vâlcea cu Craiova și Olchim, a fost o parte goală a paharului, o parte plină. Spun că normal între antrenamente nu poți să faci mare lucru cu o asemenea echipă, așa cum spuneam, selecționată europeană. Și partea plină a fost că având în față numai jucătoare, foste jucătoare sau actuale jucătoare de echipe naționale, vârfuri de echipe naționale, a 5 echipe naționale, partea a doua s-a făcut un scor egal, ceea ce ne-a dus la concluzia că există potențial, de altfel am și reținut 5 jucătoare care cred că pot să-și etaleze veleitățile în următorii 2-3 ani, în condițiile în care vor fi băgate într-un program de pregătire foarte, foarte bun. Echipa națională feminină de handbal se va reuni din nou la mijlocul lunii martie. Tricolorele vor efectua în perioada 15-21 martie un stagiu de pregătire de 7 zile, care se va finaliza cu participarea la trofeul Carpați, competiție ce va avea loc la Craiova în perioada 22-24 martie.